Suntem fericiți pentru că Tu ne cunoști și ne chemi pe nume pe fiecare. Tu vrei să fii în inimile noastre pentru a ni te dărui. Tu pui răbdările iubirii în inima noastră, ca noi să rudăm și să facem să aducă rost bogat, să devină un arbore înalt și frumos. Tu ești prietenul nostru cel mai bun și de aceea ne înviți mereu la ospățul tău. De astăzi vei fi mai aproape de noi, pentru că vom putea să te primim în sufletele noastre. Ajută-ne să avem sufletele curate și să respectăm ziua de duminică. Fă să te primim cât mai des și cât mai vreme. De asemenea, Iisuse, fă ca asemenea mamei tale, Maria, să fim tabernacule vii, în care Tu să locuiești mereu. Acestea ții de cere la Sfânta această Sfântă Liturghie. Dar acum, dragi copii, înainte de a începe celebrarea așa de Sfinte Liturghii și înainte de actul penitențial, să ne exprimăm în mod solemn lepădarea de Satan și dorința de a trăi numai pentru Hristos, ca astfel Hristos să asculte și să împlinească rugăciunea pe care voi tocmai ați enunțat. Așadar, repetați după mine, eu mă lepăd de Satan. Și de toate faptele Lui. Și de toată prufia Lui. Și mă dăruiesc cu totul cu Iisus Hristos. Iar acum, fraților, să ne recunoaștem în păcatele noastre pentru a celebra cunoscut cu bine Sfintele Tatăl. Mă rog, Dumnezeu, și
sette cuori, a cui te ha hranit un mana pe care nu o cunoșteai, nici tu și nici nu o cunoșteau părinții tăi, ca să te învețe că nu numai cu pâine trăiește om, dar că om trăiește cu tot ceea ce este din gura Domnului, care te-a fost din țara Egiptului, din casa sclavii, care te-a făcut să mergi prin pustiul mare și înfricoșător, cu șerpi veninoși și scorpioni, cu scăciune unde nu este apă, care a făcut să iasă pentru că te-a fost în stâncă de crede și care te-a hrănit în pustiu cu mana pe care nu o cunoșteau părinții tăi, ca să te umilească și să te încerce, ca să-ți facă bine până la sfârșit. Hallelujah.
Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lui. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând, cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său? Când e întrebare pentru copii inteligenți, este și cu
Cu? Premii. Știi care e premii? Grasă lungă, dați-o colesterol. Trebuie să fie premii. Ma... Sunteți atenți, toți copiii? Voi până acum ați primit două sacramente. Eu și cu părintele Viorel și cu părintele Florin, care este venit la noi tocmai din Ardeal, din Transilvania, și cu toți preoții din parohie, câte sacramente am primit. Ia să văd, Denisa, el e străin, nu știu.
pe de 30 de mise. Ia să vedem. Poteze. Nu. Raluca? Nu. Rare? E. Care gândit între tine? Bravo. Toate sunt importante. Toate sunt importante. Eu vă gândit să-mi capcane. Dacă te întreb, trupul tău e format din mai multe mădulare, da? Valentina, și piciorul, și mâna, și uite, și nasul, și gura, și inima, și spina, care mai important? Toate, că dacă n-ai mâna de fiecare, mai de bine. Deci, cele șapte sacramente, când am spus care e cel din tâi și cel mai trebuincios, este puterea. Dar când te întreabă cineva din cele șapte care este cel mai important, fiecare și are rolul lui. Deci până acum voi ați primit câte sacramente? Două. Care sunt? Botezul și pocăința de misa. Astăzi ne pregătim la această Sfântă Liturghie. Lasă-ți acolo roichiuța și floricelile, că arăți frumos așa, de emoții, dragi săraci, de haine, nu mai bun. Acum ne pregătim să primim cel de-al treilea sacrament, care se cheamă Masmo Eucaristie. Ce înseamnă Eucaristie? Ia să auzi copiii, ce înseamnă Eucaristia? Am zis că un sacrament este un semn văzut, da? Orânduit de Iisus Hristos, da? Prin care dobândim harul nevăzut pentru sfințirea sufletelor noastre. Luăm botezul, da? Trebuie să fie un semn văzut, adică întâi trebuie să fie, ca zis la pregătire, întâi trebuie să fie un copil pe care să-l botezăm, da? Apoi trebuie să fie preotul, da? Apoi trebuie să fie apa, apoi trebuie să fie nașii, apoi trebuie să fie o lumânare, da? Sunt semne văzute, prin care dobândim harul nevăzut. De pildă, ieri când v-ați spovedit, ați văzut care harul m-a iertat Dumnezeu? Am intrat frumos acolo, ne-a spus păcatele, preotul ne-a dat pocăința, apoi a zis act de credință, ne-a dat desfredare. Tu n-ai văzut când Dumnezeu te-a iertat în suflet. Și apoi vedem împreună ce sacrament a mai înființat.
aceasta înființat sacramentul preoției. Care este această expresie? Dacă ați fost atenți la liturghie, și preotul spune ce e. Ce vrei să spui? Corticheală? Dar ce este așa? Dar ce s-a întâmplat? Ai expresie? Ia să vă expresie. Face ceea ce a fost aceasta în mântirea mea. Bravo! Iată-te să iei premii. Dar ce face acolo? Mai multe premii. Bravo! Faceți aceasta în amintirea mea, adică le-a zis apostolilor și această putere a trecut la episcop și la episcop la preoți. Voi puteți să celebrați liturghia copiii. Voi puteți să celebrați să veniți la altar să faceți pe preoții. Să poate sau nu. Nu se poate că voi nu sunteți preoți. De ce este este preotul și la altar ce avem pentru liturghie. Ce s-a pregătit acolo? E deci ministrat. Pentru liturghie trebuie să fie preot și mai ce trebuie să fie? A ministrație, poate să fie, poate să nu fie. Mai mult nu sunt ministrație. Cum? Nu mai facem liturghie? În cursul săptămânii și așa, nu vede mai nimeni. Deci trebuie să fie preot și... Și? Soara? Hai de preot. Ia zi, și oamenii. Și oamenii? Și destul? Denisa? Ce de trebuie să fie pe altar? Ce punem pe altar? Ce punem pe altar, mă, Cristina? Trebuie să punem pâine și vin. Nu există liturghii fără pâine și vin. Și fără preot nu există. Fără ministranță poate să fie, fără credincioși să poate, fără preot nu există liturghie, fără pâine și vin nu există. Ia să văd dacă ați reținut de la pregătire. Da, vreau să văd dacă ați fost atenți, că v-am explicat două zile la drept. La noi când vii să te împărtășești, preotul îți dă pâine în formă este rotundă, da? Este rotundă, da? De ce? E normal. De ce este la noi, la catolici, pâinea rotundă? Nu pâinea care vorbim de la prăvădire. Aici, când vii să te împărtășești, că nu putem să luăm pâine, să tăiem bucățele, că era mai greu. Dar ce-i mai bine? Doar e mâna? Ați face ca ștergătorul? A vrei să spui răspuns? Nu, mai mult interesează creierul. Nu vrei răspuns. Ia să văd de ce este rotund. Este rotund pentru că Iisus Hristos nu are început și nici nu va avea sfârșit. Da, dar de ce este rotund? Este simbolul lui? Este simbolul lui Dumnezeu. Pentru că nu are început și nici nu va avea sfârșit. Bravo! Așa mai multe și tu ești acolo cu el, îți ții de mână, da? La vremi. Deci este rotundă, că puteam să o facem pătrată sau pe mâini. Cercul este simbolul lui Dumnezeu. Ia să vedem, știi care era, ce este, cine este Dumnezeu? Ia să aud toți copiii. De ce spunem că Dumnezeu este veșnic? Știi unde este începutul și unde este sfârșitul? Nu. Noi când venim
Ia să arunc aici. Niciuna. Cum adică niciuna? Că eu niciuna. Și vorbiți pe voi aici. Toate sunt la fel. Bravo, Alexandru! Toate sunt la fel. Nu este niciuna mai mică și nu este niciuna mai mare. Toate trei sunt la fel. Și acum am o întrebare care nu știu nici ce-i mare, dacă știu să răspundă. Dar dacă voi răspundeți, vă dați seama. În Dumnezeu sunt trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Sunteți de acord? Bravo! Voi peste puțin veți veni frumos aici și vă veți împărtăși. Da? Credincioșii să împărtășesc în spatele vostru, că voi aici atunci vă împărtășiți solemn și cu pâine și din Sfântul Potir, că azi pentru voi este o zi unică. O întrebare. Știți, ați auzit la televizor una altă întrebare, altă întrebare? Eram la pregătire la mine și unul mai șmecher și până de altă întrebare. Păi eu îți spun mai multe întrebări, să văd dacă tu ai alte răspunsuri. Și clar, când am pus alte întrebări, săracul a avut un singur răspuns. De ce? Când veniți și vă împărtășiți, da? Cu cine ne împărtășim? În Dumnezeu sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu cine ne împărtășim? Nu întâi gândiți că e o întrebare foarte grea. Ia să vă gândiți. Sau tu... cum? Tot de mință așa. Când eram în sala, în sala de catecheză, deci știam când erau așezați, zic, bă, nu vă schimbați loc, că vă încurc numele. Tot de mință. Ia să. Vă schimbați. Nu. Alin? Da. Nu. Denisa? Nu. Lasă-mă. Bravo, Massimo, dar de ce ți-i frică? Ia spune așa din pe primul. Pe toți. Pe toți. Pentru că în Dumnezeu sunt trei persoane, ele nu pot fi separate. E imposibil să spui că te împărtășești numai cu Iisus. Ne împărtășim cu Dumnezeu. În Dumnezeu sunt trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iisus când face ceva, când am ființa sacramentele sau când am predicat, el nu-i ca noi așa că le facem la voi întrebări. Iisus este foarte serios. Ce credeți voi? De ce Iisus a ființat Sfânta Eucaristie? Care a fost scopul? Că am ființat acest sacrament. Așa cum a zis ora mea, l-a ființat la cina cea de taină, că era în urmă mare, în vederea mare, deja era pe tine, erai pe aproape. Așa, dar el a ființat cu un scop. Dacă știe careva de ce, Massimo nu te zic, tot un primul mare. Vrei să mă iei o viață? De ce crezi că am ființat Sfânta Eucaristie? Pentru a deveni creștin. Pentru că noi să devenim creștini, dar noi devenim creștini prin sacramentul? Massimo. Prin? Prin botez, Massimo, prin Eucaristie, nu devenim creștini. De ce credeți că am ființat Sfânta Eucaristie? Ia să vă gândesc. Păi, de ce credeți? Păi, și la Vanessa, da? Ca să rămânem cu noi. Bravo, Vanessa. Super, super, meritul un mare aplauz din partea voastră. Noi știm așa, că oamenii atunci când se despart, da? Să zic că pleacă mămica în Italia, sau pleacă tăticul în Italia, sau în Franța, sau în Anglia, sau unde pleacă. Ce fac? Se iau și pleacă așa? Dar ei ce fac? Își au rămas bun, da? Și ce mai face? Vă? Nu vă îmbrățișează? Vă pupă sau nu? Hă? Copii, când ați fost ultima dată pupați voi? Vă ziceți. Să zice că copiii trebuie pupați numai în somn. Deci, mare greșeală, Doamne ferici și părinții, să faceți prostia asta. Pupați-i când sunt treci ca să știi că iubiți. Nu în somn, ca să nu știi. Deci noi de obicei lăsăm o amintire ca omul să-și aducă aminte de noi. Iisus ne-a lăsat o amintire.
Care este amintirea pe care te-a lăsat-o Iisus? Și voi, după ce se termine Sfânta Părtășanie, veniți la Bărbuie în sala de catehetă și apoi să primiți o amintire, da? O fotografie care o să vă aduc aminte din momentul acesta super frumos. Cum se cheamă amintirea pe care te-a lăsat-o Iisus? Raluca? Păi ești cu vin. Adică? Trupul și sângele lui. Bravo, Raluca! Bravo, bravo, domnul și pe Raluca! Foarte inteligent! Iisus spunea că s-a așezat mai în fotografie. Ne-a lăsat trupul și sângele său. Adică pe el ne s-a lăsat. Bun. El la ce mergea de tai, ne-a dorit să rămână cu noi. Noi astăzi, când primim pentru prima dată Sfânta Împărtășanie, adică adevăratul trup și a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, adică întreaga preasfântă treime. Noi de ce vrem să primim? Noi de ce vrem să primim? Care este scopul că v-ați îndrăcat așa de frumos? Sigur, să primim Sfânta Împărtășanie, dar de ce? Ca să avem Dumnezeu în noastră. În aici prin botez. Vrem să rămânem și noi cu Iisus. Așa a zis Iisus și cu aceasta vreau să închei, că mai sunt multe de acum înainte până se termine sărbătoarea noastră. Iisus a zis, dacă mă iubește cineva și Tatăl meu îl va iubi. Și vom veni la El și vom locui la El. Adică noi care ne-am pregătit așa de mult și așa de bine pentru cele două sacramente, vreau să rămânem cu Iisus, cum El a rămas cu noi, dar nu El în tabernacol și noi în biserică. Noi venim și ne împărtășim cu Iisus. Pot să vă pun o ultimă întrebare? Cu premie, dar cu premie. Nu există nimic fără premie astăzi. Dacă tu mănânci o bucată de pâine, da? Pâinea ce de pâine? Noi când mâncăm, da, tu vezi acolo din pâine sau scrop sau fasole ce mănânci tu, le mănânci, da? Dar ele când intră în stomac, acolo este o fabrică mare, 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 care fabrică tot, da? Și mâncarea și băutura devine ce devine? Creștere? Devine parte din noi, da? Devine trupul nostru, da sau nu? Întrebare și cu aceasta închei, da? Nu-mi ceriți altă întrebare, că nu mai... Deci, altă întrebare, nu mai... Când ne împărtășim cu Iisus, ce se întâmplă? Când mâncăm mâncare și bem băutură, devine trupul nostru. Când ne împărtășim cu Iisus, ce se întâmplă? Andrei, ia să... Un păcat. Ui, cum să fie păcat dacă te împărtășești? De emoții, mai ales cu nișa ele, a? Aline, ce crezi tu că se întâmplă? Tu când mănânci cipsuri sau bei suc, ele devin trupul tău, da? Când ne împărtășim cu Iisus, ce se întâmplă? Iisus intră, Iisus devine locul. Iisus. Iisus cu noi devine una. Bravo! Noi când ne împărtășim, Iisus cu noi devine una. Și știți care este rugămintea lui Denis? Stai așa de cumințel astăzi de la pregătire. Era iar cel viu astăzi, parcă ți-a făcut injecție cu formul, așa este liniște. Nu te recunosc. A făcut sedativii tine prea mult. Este prea mult mai agitat la pregătire. Deci noi când mâncăm alimentele devin parte din noi, dar când ne împărtășim, e tocmai invers. Iisus ne ia pe noi și ne transformă pe noi în trupul și sângele său. Și astăzi trebuie să-i promitem, Cristina și toți copiii, trebuie să-i promitem ca o să lăsăm în inima noastră tot timpul. Să fim atenți să nu facem niciun păcat. Când facem păcat, El pleacă. Și este păcat, așa cum El a dorit.
să rămână cu noi și noi dorim să rămânem cu El. Am o rugăminte la toți credincioșii, când vom spune crezul, să-i lăsăm numai pe copii, că ei au învățat crezul mic și vrem să-l rostească numai ei, noi spunem când atunci când trebuie să rostim crezul. Dragi copii, prin misterul pascal am fost înmormântați cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o renoire a vieții. De aceea, acum, ne noi încălăbrințele făcute la Sfântul Botez, mărturisindu-ne credință, cred în Dumnezeu. Care se ostinesc să ne aducă
tale cerești. Întărește-ne, Doamne, cu pâinea vieții. Părinte ceresc de dragul Fiului Tău, care s-a făcut copil pentru noi oamenii, binecuvântează-i că rugăm de acești copii și pe noi toți, care primim alături de ei pâinea vieții și fără să trăiește, fără cetare, în înțelepciune și în cap, prin Hristos Domnul nostru. Să ne ascultă, Doamne, de a primi de la noi.
Doamne, de necarul să te aducem necomerii în mulțumire prin aceste taine nascate, pentru ca ele continuând în noi lucrarea mântuirii, să ne fie zor de bucurie veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Acestei taine
aș mulțumim a binecuvântatul, a frântul și a dat mucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, lui poderul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potrivul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Thank you.
patele tale și trebuiește la pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Amen.
Maria din nou și pentru mucereți, să ne sfințească pentru toate trupul și sângele lui Hristos, să fie unită, ne fie frățească întreaga biserică, prin Hristos Domnul nostru. Și pentru că împreună am petrecut momente foarte frumoase.
încercăm să dăm după aia binecuvântarea, toți copiii de neîmbrășanie venim în fața Sfântului Altar și facem o poză frumoasă, apoi ieșim în procesiune, rog ușile să fie larg deschise, ieșim în procesiune și în fața bisericii facem o altă fotografie de grup și mergem cu toții la parohie. Și acolo stăm un pic împreună cu părinții voștri și cu preoții. Sigur, îl salut și pe părintele din stânga, care așa vă Dumnezeu să fie o liturghie solemnă. Părintele este venit din Transilvania, din Ardea. Săptămâna trecută am avut exerciții spirituale foarte frumoase, lângă Bacov la Mâncat, și părintele și-a dorit din toată inima. Vreți să știți câți copii are pentru întâi împărtășanie? Da! 4! Acolo este o parodie mai mică. Noi suntem 25 și părintele are 4 și a zis, vreau să văd cum faceți voi, să fac și eu acolo, chiar dacă sunt numai 4. Și acum un aplauz de toată inima la toată lumea care a venit la Yeah.